Salut! Astăzi o să continuăm cu seria noastră de tutoriale cum să câștigi NFT-uri, cum să le trade-uiești și toate cele, și chiar și cripto. Acum hai să zicem că am jucat acest joc, ok? Am downloadat prin App Store, am câștigat niște NFT-uri, câștigat niște bănuți aici frumos. Și bum, am intrat în market iOS, Atomic Hub și avem aceste NFT-uri, da? Poate avem doar 1, 2. Acum o să le dăm listing, le vând ca pe market frumos. Aici ne arată cât e cel mai ieftin de pe market total. 12, atâta pun și eu. Am semnat, am folosit o mișcare din aia pe gratis, cum mi-a zis. După ce ne-am făcut wallet-ul aici. Să-ți arăt și unde găsești wallet-ul, dacă vrei exact, uite aici, îl găsești, frumos, LoveDog, ăla e wallet-ul meu. Când vrei să primești un NFT sau ceva de genul, criptomonede, copy-paste, dai la acest wallet și poți să primești prin el. Dacă vrei să trimiți, la fel, aici ai opțiuni. Să trimiți, să trebuie wallet-ul de la cineva sau să primești, evident trebuie să dai wallet-ul. Și acolo găsești wallet-ul, aici găsești câte mișcări ai, cum i-am zis. Și acum l-am pus la vânzare. Acum cumperi, să zicem, da? Hai să vedem colecție. Vom play și astea le primești pe gratis. Pe market aici, să pui aici lowest price și îi dai să cumperi. Și l-ai cumpărat pe ăla mai ieftin. Ok. Și dai bye și ai terminat. Ai cumpărat acest NFT dacă ai nevoie de el. Să zicem că ai NFT-uri pe Wax, aceeași poveste, HTTP, Wax, Atomic, IO, copy-paste la link sau caută pe Google și poți să vezi aici pe market. O să dai lowest ca să le iei pe alea mai ieftine. Ok, no mint, listing, să ai grijă să nu fie mintul. Că mint lowest e cel mai scump de obicei. Și cumperi. Dai bye bye și ai terminat. Bye bye. Bye bye. Ok, să zicem că nu am cripto. Ok, dar am un NFT care nu mi-l mai trebuiește. Îi dau aici send trade offer instead. Astea sunt NFT-urile lui. Pe partea asta și astea sunt NFT-urile mele aici și am să-i dau acest medalion pe eToWers ăsta se întreidau fără gata dacă îl acceptă bine, dacă nu asta este, am încercat și ia, îți folosești o mișcare din aia pe Wax acum. Gata, mai am 19 mișcări pe fiecare, dacă sunt free to play. Dacă nu, dacă e subscribe, na, ai mai multe, evident. În viitorul videoclip am să fac un videoclip despre cum să cumperi sau cum să faci rost de Wax, resurse, CPU și NET care ai nevoie pentru aceste tranzacții. Dacă crezi că poate nu vrei să-ți instalezi acest
Wombat Wallet, nu-ți place, ești pe cloud, ești pe altfel de wallet, tot Wax, dar vrei altceva? Poate câteodată ai nevoie și trebuie să știi de unde să ți le iei. Ne vedem tura viitoare, lasă un like, un subscribe și da, un coment dacă cumva ai ceva de zis, ajută algoritmul oricum. Ne vedem tura viitoare, ciao!